Cum îți dai seama că te-a lăsat alternatorul din mers? Poveste foarte frumoasă și interesantă. Mă suntem în Benidorm, în vacanță. Am ajuns după o mică peripeție. Eram în Franța, pe autostradă. Mergeam liniștit. Și la un moment dat simt că cald. Erau 32 de grade afară. Cald, nu mai merge clima. Zic, nevastă, mă vezi? Sună, vezi aici, în Franța, avem un service care încarcă clima, am crezut că s-a descărcat freonul. După vreo 2-3 minute, nu mai merge ventilatorul. După aia, începe și se aprinde la bord, și că era pom de Crăciun. AB, servo. N-am știut ce se întâmplă. Da. Cea mai mare problemă era căldura. Nu mai mergea ventilatorul, am încercat să deschid geamul. Nu merge nici geamul să-l deschid. Am avut noroc, am prins o benzinărie. Ne-am oprit la benzinărie. Și acolo s-a oprit. S-a terminat, nu mai merge nimic. Am sunat la asistență. După ora au venit, m-au tractat. M-am dus la cel mai apropiat service. Era un dealer Renault. Da? Și acolo au văzut băieții ce s-a întâmplat. Și mi-au explicat ce s-a întâmplat, eu n-am înțeles atunci. Mi-au zis că s-a dus alternatorul din mers. Și de ce? De ce a făcut chestia asta mașina? Pentru că atunci când merge motorul, da? Trebuie să țină motorul principal la prioritate. Și ca să economisească curentul, să aibă curent pentru motor, a început să taie toți consumatorul, pe rând. În ordinea priorității. Așa îți dai seama că te-a lăsat alternatorul din mers. Așa mi-am dat și eu seama până la urmă. Da. Deci când începe să stai toți consumatorii, înseamnă că ți s-a dus alternatorul din mers. Ok. Te las. Ciao.